La intersecția dintre calea Burdujeni și strada cu Zavodă din cartierul Burdujeni, miercuri seară, un cablu suficient de gros a târnat între doi stâlpi așezați de o parte și de alta a drumului. Unele mașini au încetinit, altele treceau pe sub bucla formată, altele au și atins și chiar erau să plece cu tot cu cablu mai departe. Cert este că șoferii au cam intrat în panică. Un șofer a filmat situația și a trimis-o postului nostru de televiziune. Joi dimineață, echipa Bucovina TV s-a deplasat la fața locului, însă problema fusese remediată, iar circulația mașinilor se desfășura fără niciun pericol. Însă referitor la aceste cabluri care pică din senin, maximă atenție șoferi, puteți fi victima unui accident produs fără voia voastră.